orice echipă politică se uzează. Și la PSD, la fel ca la celelalte partide, se vede lucrul acesta. Și atunci este nevoie de oameni noi din teritoriu. Numai baronia nu s-a uzează niciodată, domnul Năstase. O parte s-a uzat. O parte s-a uzat. Da? Sunt tot galben de graș, da, tot prosperi. Nu, ideea este alta. Pentru că depinde și de modelul de partid. Dacă încurajezi un model federal, model de federalizare a partidului, inevitabil președinții de organizații devin mult mai puternici. Și ăsta este un model. Mi se pare că asta se întâmplă în PSD la ora actuală. Asta este un model care, spre exemplu, există în PNL. Vorbesc niște domni de la Cluj care, în general, în cariera lor, și asta o să vă reproșez, că ați promovat niște oameni precum liderii de la Cluj care nu sunt băieți proști, dimpotrivă, sunt băieți deștepți, dar performanțe politice cam zero. Și eu îi număr în voturi și în alegeri câștigate. Nu știu dacă... Și oamenii aia sunt printre cei care au întors armele primii împotriva dumneavoastră. Eu încerc să judec fără patimă și... E bine că mai puteți, domnul Năstase. Pot, după atâtea ture pe la DNA și după tot ce vi s-a întâmplat, fără e bine. Fără că pot. Aveți stomac. Da. Și nu numai. Dar... O, la cor nu mai aveți, apropo. Da, 2000, deci pe zi. Deci, 2000 pe zi? Nu v-a dobărât aviara lui Flutur? Nu, au încercat. Culmea este că Flutur a încercat la un moment dat să declare niște focare pe undeva pe acolo, dar... Poate dar nu s-a întâlnit cererea cu oferta, nu? Poate o să discutăm cândva și despre poveștile astea. Sunt într-adevăr incredibile și... eram în sănătate la un moment dat și cineva m-a întrebat cum e cu aviarea, cum le explicam eu cum noi o să introducem cumva zone din astea pentru păsările migratoare la frontieră, le cerem vizele și nu le lăsăm să treacă, dar trebuie să fim foarte atenți. Păi, oricum ați făcut contractul ăla de securizare a frontierelor pe care l-au renegociat ăștia și le-a ieșit un pic mai scump decât l-ați încheiat dumneavoastră. Da, și până la urmă, astea au fost acuzațiile împotriva mea, că astea s-au uitat. Hai să revenim la...